ani în România, la mulți ani, dragi români, la mulți ani, Lugoșana, la mulți ani, lugoșanilor toți, doamnelor și domnilor, iată-ne aici, într-o zi de sfântă sărbătoare, pentru a celebra împreună centenarul Marii Uniri, pentru a spune împreună la mulți ani celui mai reprezentativ ansamblu folcloric al lugoșenilor. Ansamblul Lugoșana împlinește 55 de ani. Iată-ne împreună într-o zi de mare sărbătoare, împreună pentru a ne bucura de ceea ce organizatorii acestei manifestări ne-au pregătit. Primăria municipiului Lugoj, Consiliul Local, Casa de Cultură a municipiului Lugoj. La mulți ani, Lugoșana, la cei 55 de ani, manifestări care au pornit azi dimineață la Teatrul Municipal Traian Crozăvescu cu emoții mari și iată-ne împreună aducând aici pe scenă cele mai înălțătoare cântece ale românilor, dar și dansurile noastre ale tuturor, prin ansamblul Lugoșana. Vă mulțumim că la minus un grad, iată-ne aici împreună cu orchestra ansamblului Lugoșana, împreună cu membrii ansamblului care fac fală cu toții acestui municipiu de pe Timiș. Doamnelor și domnilor, înainte de a porni programul pregătit de domnul profesor Puiu Munteanu, permiteți-mi să-l invit în scenă pentru a deschide acest spectacol festiv cu câteva cuvinte despre semnificația Marii Uniri. Să-l invit așadar pe domnul dr. Răzvan Nica, muzeograf la Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă Plastică din Lugoj. Moment istoric care cuprinde întreaga existență a poporului român. Un moment de bucurie, dar și de reflecție. Sunt convins că nu există un mod mai potrivit, mai util și mai onest de a participa la profunda sărbătoare a centenarului decât încercând să ne comparăm, noi cei de azi, cu cei ce în urmă cu 100 de ani au reușit nu numai să realizeze unirea, ci să construiască pe temelia ei un stat democratic. Aniversarea centenarului trebuie să fie un moment de trezire și de renaștere națională, de schimbare de atitudini și mentalități în abordarea problemelor fundamentale ale acestei națiuni, în folosul prezentului, dar mai ales al viitorului. Fiind în anul centenar, avem datoria să omagiem marile personalități care au format România modernă pentru urmașii lor. Astăzi este timpul să fim noi înaintași urmașilor noștri. În acest an unic pentru România, îi omagiem pe cei care, acum 100 de ani, au reușit să realizeze un vis aparent imposibil, unirea tuturor românilor. Noțiunea de civism nu se inventase încă, dar în mod evident, ei sunt cele mai înalte exemple de civism care ne pot deveni modele, iar centenarul poate deveni nu numai prilejul, ci și școala care să ne convingă că istoria poate fi suma acțiunilor noastre individuale, dacă avem curajul să ne asumăm, după ce am analizat-o cu propria noastră gândire, dacă avem curajul să o girăm cu propriul nostru destin. Am fost împărțiți, fără a fi întrebați, în trei părți, care timp de secole au fost stăpânite de imperii ostile nouă. Am fost astfel timp de viacuri, și încă mai suntem, locul în care se bat munții în capete, cum atât de profund și de exact ne-am definit în baspe. Și totuși n-am uitat, deși totul ne împingea să o facem, că suntem una, aducând la judecata istoriei proba de netăgăduit, aproape miraculoasă, a limbii unice. Ardelenii, bănățenii, muntenii, moldovenii, împreună cu basarabenii și cu bucovinenii, stăpâniți o întreagă istorie de trei imperii care păreau de neînfrânt, au continuat să se țină strâns legați unii de alții, prin aceeași limbă, care nu i-a lăsat nicio clipă să uite sau să se uite unii pe alții. Între timp, cele trei imperii au dispărut, unul dintre ele chiar de două ori, spre deosebire de limba care prin simplă existență li s-a opus și care a asigurat acestei națiuni o coeziune oarecum uimitoare. Se împlinesc 100 de ani din momentul în care această coeziune sublimă a găsit prilejul sperat de viacuri de a primi forme instituționale și recunoscute internațional. Dacă vrem să cinstim cu adevărat faptele înaintașilor și să ne ridicăm la înălțimea moștenirii pe care ne-au lăsat-o, avem datoria să ne asumăm la rândul nostru ținte la fel de înalte. Doar punându-ne resursele în slujba societății, putem contribui cu toții, oameni de stat,
clasă politică, elite din toate domeniile sau simpli cetățeni la dezvoltarea țării în următoarea sută de ani. Problema care se pune astăzi României este extrem de simplă. Fie România își asumă obligațiile ce decurg din evenimentele de acum 100 de ani și se va canaliza și își va canaliza toate forțele pentru a genera energii creatoare și ar duce mai departe năzuințele acestui neam, iar viitorul ei va fi unul progresist. Sau România mioapă la tot ce e mâine, cu ochii larg deschiși la tot ce e azi, nu va conștientiza oportunitățile create de înaintași și înlemnită va sta pe loc, ratând o șansă istorică de a deveni un lider regional. Având datoria de a privi cu optimism spre viitor, doresc un sincer la mulți ani tuturor românilor, la mulți ani România! La mulți ani România! La mulți ani România! Mulțumim domnului dr. Răzvan Nica! Iată, ne zi de sărbătoare când vorba aceea vestită, noi români ca Bănățeanu, Bănățean ca Lugojanu, Lugojanu care vine acasă de sărbători, ne-așa, în prezența noastră a tuturor, în mijlocul nostru, domnul președinte al Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra. Vă mulțumim pentru prezență. Nu se putea decât acasă să fiți în zi de sărbătoare, nu-i așa? Ei bine, cântec, joc, voie bună în această seară, dar sentimente de înălțare patriotică prin cântecul unui bănățean care vine acum în fața dumneavoastră și care pregătește o intrare a ansamblului Lugojana. Doamnelor și domnilor, Ghițea Călțiun Brancu! La mulți ani, România! La mulți ani, lugojanii mei dragi! Veniți români să vadă lumea toată, că suntem cum strămoșii ne-au lăsat, că nu au reușit să ne despartă, oricât de mult dușmani au încercat. Veniți români să vadă lumea toată, că suntem cum strămoșii ne-au lăsat, că nu au reușit să ne despartă, oricât de mult dușmani au încercat. Veniți din toată țara, veniți lângă Carpați, să vadă lumea toată că am rămas tot frați. Să trecem iarăși prutul, să trecem Dunărea, să ne luăm toți frații la Alba Iulia. Veniți din toată țara, veniți lângă Carpați, să vadă lumea toată tot frați, să trecem iarăși prutul, să trecem Dunărea, să ne luăm toți frații la Alba Iulia. Veniți români și limba noastră dulce, să spunem iarăși lumii răspicat, că noi românii toți vorbim o limbă, la Chișinău, la Alba și-n Banat. Veniți români și limba noastră dulce, să spunem iarăși lumii răspicat, că noi românii toți vorbim o limbă, Chișinău, la Alba și-n Banat. Veniți din toată țara, veniți lângă Carpați, să vadă lumea toată că am rămas tot frați. Să trecem iarăși prutul, să trecem Dunărea, să ne luăm toți frații la Alba Iulia. Veniți din toată țara, veniți lângă Carpați, să vadă lumea toată că am rămas tot frați. Să trecem iarăși prutul, să trecem Dunărea, să ne luăm toți frații la Alba Iulia. Au fost
strămoși viteji în astă țară, și România mare ne-au lăsat. Ne-au spus că limba noastră e o comoară și aceste lucruri sfinte nu-s de dat. Au fost strămoși viteji în astă țară, și România mare ne-au lăsat. Că limba noastră e o comoară și aceste lucruri sfinte nu-s de dat. Veniți din toată țara, veniți lângă Carpați, să vadă lumea toată că n-am rămas tot frați. Să trecem iarăși frutul, să trecem Dunărea, să ne luăm toți frații la Alba Iulia. Veniți din toată țara, veniți lângă Carpați, să vadă lumea toată. Tulburi peste țară, trecut a vremuri grele peste noi, iar vremea rea pe noi nu ne doboară, au fost în țară și-or mai fi eroi. Trecut a vremuri tulburi peste țară, trecut a vremuri grele peste noi, iar vremea rea pe noi nu ne doboară, au fost în țară și-or mai fi eroi. Veniți din toată țara, veniți lângă Carpați, să vadă lumea toată că n-am rămas tot frați. Să trecem iarăși prutul, să trecem Dunărea, să ne luăm toți frații la Alba Iulia. Veniți din toată țara, veniți lângă Carpați, să vadă lumea toată că n-am rămas tot frați. Să trecem iarăși prutul, să trecem Dunărea,
I'm gonna go get some more.